Facultatea Tehnică Mihailo Pupin din Zrenjanin, în parteneriat cu Facultatea de Arte și Design din Timișoara și Comuna Plandiște, au organizat aseară la Hotelul Voivodina din Zrenjanin prezentarea colecției inspirată din patrimoniul cultural al poporului sârb și român. Este un proiect transfrontalier finanțat de Uniunea Europeană, prin care am putut să dotăm ambele facultăți cu aparatură care era necesară și cu aparatură de ultimă generație, pentru că învățământul ar trebui să beneficieze de aparatură de ultimă oră, ca să poată studenții să cunoască, când merg în producție, aparatura de ultimă generație. Am cules elemente din folclorul popular care sunt, le regăsim în ambele popoare și pornind de aici am încercat să facem o colecție în care să aplicăm atât partea de croi cât și partea de simbolistică, partea de cusătură. Extraordinar de frumos a fost și m-am bucurat, a fost ceva, cum spune, și pentru suflet. Prin proiectul transfrontalier realizat s-a armonizat ingineria cu arta.